Situația îngrijorătoare la nivelul județului Gorj. Doar în ultima săptămână, peste 1000 de bolnavi au fost internați cu viroze și alte câteva sute cu pneumonii, anunță Direcția de Sănătate Publică Gorj. În ultima săptămână am avut înregistrat aproximativ 1000 de cazuri de viroze. Se datorează, așa cum știți și dumneavoastră, datorită temperaturilor foarte scăzute, umidității foarte mari care a fost în ultima perioadă. Bineînțeles, copiii sunt cei mai afectați, grupele de vârstă între 5 și 15 ani, pentru că ei sunt cei care merg în colectivitate, cei care sunt dorniți să stea cât mai mult în zăpadă și atunci inevitabil se îmbolnăvesc. Copiii și tinerii care trăiesc în colectivități sunt victime sigure ale virusului. Acasă ne-am pomenit cu el că a făcut temperatură mare și nu scădea cu niciun fel de medicament. Și atunci nu am avut încotro, că să mergem la spital. Altceva ce să vă spun. Pe de ce sunteți? De două zile. Și va trebui să mai stați? Da, trebuie să mai stați, da. A ieșit afară, a avut contact cu aerul, frică și a răcit în gât. S-a pârjolit buzele și am venit la spital. A avut febră? A avut febră, da, 39,3 și am trebuit să venim la spital, că nu-i trecea febra. Conducerea spitalului a dispus măsura restricționării accesului în secția pediatrie pentru a împiedica răspândirea virusilor. Secția este deschisă pacienților, dar accesul vizitatorilor este restricționat pentru că, din păcate, virozele respiratorii sunt niște boli destul de contagioase. Avem foarte mulți pacienți, este perioada aceasta de schimbare de temperatură, copiii sunt sensibili și oricum orice copil, până își capătă o memorie imunitară, trece prin repetate viroze. Este absolut normal, dar bineînțeles că nu trebuie neglijate aceste viroze, ci tratate corespunzător. Medicii recomandă că în această perioadă să fim foarte atenți la temperaturile care pot fi înșelătoare. De asemenea, în cazul în care apar primele simptome, să ne prezentăm la un cabinet medical pentru consult.